Cea mai nouă stație locală, Antena 3, se lansează oficial la Suceava. Peste 20 de profesioniști, prezentatori, reporteri, cameramani vor transmite din cel mai modern studio de televiziune locală din țară. Pe lângă programele de știri și emisiunile politice, nu vor lipsi nici transmisiunile despre tradițiile și turismul din Bucovina. Sabrina Preda și Sergiu Cora, care, din câte mi-amintesc, este de acolo, sunt în direct cu noi la știrile dimineții. Bun găsit, dragilor! Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Suntem la Sergiu acasă, așa este, în iubita lui Bucovina. O zi de sărbătoare cu un spectacol total al știrilor aici la Antena 3 Suceava. Și da, dacă tot vorbim de casa mea, trebuie să vă spun că sunt foarte mândru, pentru că ce s-a întâmplat aici la Suceava este absolut fabulos. Vedem o stație locală, așa cum vă spun, până acum, și am colindat toată țara, nu am mai văzut o investiție enormă. Multă muncă, multe luni de muncă, dar ce s-a întâmplat aici este, cum vă spuneam, fabulos. Și pentru că vorbeai de investiții, Sergiu, putem da și niște sume. Vorbim de o investiție de aproape 600.000 de euro, tocmai pentru ca sucevenii să fie foarte bine informați și să aibă parte de informația corectă, așa cum se întâmplă și la Antena 3 CNN București. Iată, uitați, se întâmplă de acum și la Antena 3 Suceava. Și vorbeam de profesioniști, dar vorbeam de oameni, de echipa. Vedeți de aici, echipa în spate. De la Antena 3 Suceava, parte din echipa de la Antena 3 Suceava, peste 20 de oameni, da, peste 20 de oameni, reporteri, prezentatori, cameramani, editori, video-editori de imagine, oamenii de la tehnic, fără de care nu se poate face nimic, sunt aici prezenți, da, sunt aici prezenți în Suceava. Priviți, chiar acum aici se lucrează, pentru că oamenii lucrează astăzi. Ana, Mădălina, Andrei, de asemenea, vedeți, iată, aparatură de ultimă generație, cum vă arată colegul nostru Mihai Dină, dar vreau să vă arătăm, normal, și cireașa de pe tort, care este, desigur, platoul. Și putem spune că este un platou în miniatură cu cel de la București, nu există absolut nicio diferență. Haideți să vedeți, pentru că ne simțim aici ca acasă, asta da, e drept, la Sergiu este și normal. Iată, acesta este platoul stației locale Antena 3 Suceava, doamnelor și domnilor. Da, un platou extraordinar, un platou din care deja se fac emisiuni aici în Suceava, pentru că bucovinenii merită, evident, ca informația de aici, de acasă, să ajungă la ei, să ajungă verificată, să ajungă într-un mod corect și rapid. Dar haideți să vorbim puțin și de ziua de astăzi, pentru că este o zi de sărbătoare. Ei bine, vom avea parte de foarte multe surprize, așadar trebuie să rămâneți alături de noi, pentru că din oră în oră, Sergiu, vom avea invitat surpriză. Mihai Gâdea este prezent la Suceava și va veni aici la stația Antena 3 Suceava, așadar aveți toate motivele să ne urmăriți. Toate motivele să fiți astăzi alături de Bucovina și, doamnelor și domnilor, în fiecare zi alături de Antena 3 CNN. Înapoi la voi! Sergiu, mulțumim foarte mult și urați de succes din partea noastră colegilor de la Suceava. Arată minunat platoul, vă place? Foarte mult. Și ei erau gata de treabă, practic. Gata de atac. Îi salutăm pe toți cei care sunt acolo în echipa de la Suceava și vom vedea astăzi ce se întâmplă acolo, pentru că platoul, așa cum ai spus, arată aproape ca la noi. E similar, baftă multă, break a leg, s-ar spune, nu? În lumea artistică. Și există și o expresie românească mult mai familiară, care nu e de televizor, dar e de pe vremuri și are o poveste frumoasă, puteți să o căutați.